Dar cum e colaborarea cu reprezentanții AUR în Parlament? Este un partid nou de această dată în Parlamentul României, Nu există. o premieră. Nu există colaborare a PNL cu AUR. Poate pe diverse, nu Nu știu, există. proiecte Vă de lege. asigur că politic această colaborare este nulă. Nu avem această colaborare, nu avem apropiere față de AUR, tocmai din pricina mesajelor pe care acest partid le dă. De altfel, această delimitare cred că trebuie făcută mai ferm în viitor. În momentul în care vezi AUR că are mesaje extremiste, va trebui să găsim soluții de delimitare fermă. Mă uit însă cât de îngrijorate sunt ambasadele europene când văd derapajele de la un discurs al unui partid democratic, așa cum are AUR, și cu toate astea, PSD ne tot spune public cum va semna moțiunea de cenzură cu AUR, cum și-o dorește, că nu vede derapajele doamnei Șoșoacă, și-o dorește pe doamna Șoșoacă în PSD. Practic, PSD acum e în umbra AUR și mai face din când în când, mai are stridențe de discurs public ca să mai apară în atenția presei. În Dar rest, credeți că ar fi un trebuie să fie scos în afara legii? E AUR ca partid? e o discuție care merită făcută. Vă amintesc că în debutul acestui an, cred că undeva prin luna februarie, dacă nu mă înșel, chiar ianuarie, a existat o scrisoare semnată de zeci de organizații non-guvernamentale din România care cerea delimitarea oricărei formațiuni politice democratice de AUR. Nu mai aduc aminte dacă cerau scoaterea acestuia Cred că da? doar delimitarea, da. Dar ne cerau foarte ferm acest lucru din pricina unui discurs care nu cadrează cu principii, valori, standarde europene. Știți că a existat reacție constantă și din partea comunității evreiești, din pricina declarațiilor lor hazardate și complet ne la locul lor. Au existat foarte multe reacții din partea oamenilor sănătoși la cap din România. Vom vedea dacă se va impune o discuție mai apăsată, însă vă spun că nu există colaborare politică între Partidul Național Liberal și AUR.